Haideți, domnule, că nici n-ați întârziat mult. Nu, a două, trei. Zile, la cât m-ați fraierit la telefon. Vorba lungă, sărăcia omului. Ce-am de făcut? Nu mare lucru. Stop, stop, stop. Toți ziceați așa că nu-i mare lucru. Lasă expertul să decidă. Nu-i mare lucru. Că nu-i mare lucru, că nu m-a trezut grăvit de camera asta, că se mută soacra la noi, da? Că de mă chinui un pic și eu o fac. Să mută soacra la voi, norocosule. Bă, ce genere bun are. Cât stă? Sper că cât mai puțin. Deci? Deci în 6-8 săptămâni gata. Tu acum îmi dai niște bani, vă 2-3 mii de lei, avans. Pentru început, să iau materiale să văd care-i treaba. Bine? 2-3 mii de lei? Eu credeam că e 1500 lei tătă opera asta de arta ta. Bă, dacă e așa, fă-ți-o tu. Toți ziceți așa, aveți impresia că meseria asta se face pocnind din degete. Trebuie niște bani și trebuie și experiență. Știi ce? Un zugrav bun e mai greu de găsit în orașul ăsta decât un cardiolog renumit, bă. Eu plec și te las, dar nu știu cine îți face lucrarea asta. Eu plec, am 10 clienți care mă așteaptă. Treaba ta, problema ta. Stai, hai să nu exagerăm. Vă trimit 2000 de lei. Ok. Dar luați niște materiale de calitate, nu orice, da? Ți-au materiale de calitate, bă, și la prețul corect. De alea lavabile, să respire pereții. Să respire... Ce treaba au pereții? Cum ai că să respire? Păi trebuie să mai respire și ei, că e greu tavanul. N-ai prins-o. Nu, că nu vă mai plac bancurile, că voi IT-ști aveți bancuri în bula voastră, nu la alea râdeți. No, bine, super, mă bucur, spora treabă, dar să vă rog din tot sufletul meu, nu plecați după 2-3 zile că atâți meșteri, că ați primit alte ciubucuri, da? Du-te liniștit, du-te liniștit că eu aici stau, aici rămân. Ei de lucru, da? O să iasă fain. Uite-te la ea cu șobătul, stai tu, femeie! Tu cine ești? Cum ai intrat la mine în cap? Moș Crăciun și-am intrat pe hord! Ogoie-te, femeie, că bărbatul tău mi-a dat cheile să zugrăvesc camera în care vine măta! Păi și de ce nu o zugrăvești și stai și-mi bei bere pe canapeaua mea, hă? Că n-am internet, că n-am știut parola să ascult muzică la telefon! Atunci afluieră dacă n-ai muzică! Apagubă să afluieră! Nu știu să viu că te pasă! Uite-te la ei ce se potriveau ca noi! Tap, tap, das, tap, tap, ghe, 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 tap, tap, das, tap, tap, înghețată, trandafiri. Hai, bă, fraților, bă, că la miezul nopții mă rad în cap dacă faceți asta. Tap, tap, îmi explici tap, și mie tap, unde haide. Ai găsit haimana asta? Unde ai găsit-o? Tap, 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 tap. Unde? Că-și bate joc din noi și tu nu faci nimic, nu e nicio măsură. Termină că e foarte bun, are niște recenzii extraordinare pe meseria lui. Da, văd că e foarte bun pe TikTok, într-adevăr, și la băut bere, e genial. Hai nu, tu știi ce greu găsești un zugrav atât de bun? Mai ușor găsești niște cardiologi decât zugravi în Clujul ăsta. Bine că o termină până vine maică ta. Vai, deci noroc că nu mai vine mama la noi, că nu știu ce făceam, făceam o criză. Ce? Îmi pare rău, maică, eu chiar îmi doream că dar... Deci în momentul ăsta, nu mă interesează, spui să-și ia catrafuzile să plece, eu nu mai suport. În momentul ăsta, te rog, hai. Hei, bună dimineața la cafeluță! Că Nespresso, zgârciților, n-ați avut bani să luați. Numai oregano și curcumă e pe aici, pe borcane. Dar ce ai cotrobăit? E, m-am uitat un pic. Auzi, n-ai drum în Borhanci. Am de făcut un mic retuș, dar până de seară gata. Tu vii și mă iei și pe la 10-11 îți dau primul strat de lavabil. Ești nebun? Poftim! Dacă te nu vine soacră ta, m-am gândit să stau eu acolo până termin, după aia mă mut, îți fac living-ul, gresia asta îți place? No, eu mă pricep să o și repar. Mai dai și tu o cină, un pachet de țigări, e vin-vin. Win-win vrei să zici. Vin, mă, mai dai și câte un vin, ca între prieteni. Ei, pare rău de tine așa, că ești cam palid, tinerețea trece pe lângă tine, nu mă umbli să faci bani și într-o zi rămâi singur acasă. Că nevastă ta... Ce cu ea? Nu-i nimic, dar cum pleci tu de acasă? Pe telefon cu unul. O bine dispune că e veselă. Hi-hi-hi, ho-ho-ho, nu-i mai vipera aia de alaltă ieri de moloatare. Nu, e veselă și vorbeam de un concediu Dubai, dar nu știu cum să... Dubai? Nu. Bă, fii atent, că într-o zi te-ai trezit singur în casă. Ce zice de cardiologia aia bun? Mă rog, nu singur, că... Rămâne eu cu tine. Diana!